casele de la Timișoara. Da. De ce ați ales să circulați noi autobuze și dacă să veniți să mulțumim. Primul rând am fost curios să vedem cum se circulă cu noile autobuze. Și așa cum continuați ați constatat, diferența calitativă este clară. A fost o situație eclipsă pe care ei am dorit-o, dar a trebuit să o gestionez. Noi, în conferința de presă, v-am spus că voi găsi soluții. Și iată că astăzi, joi, devenea au transport public local pe toate traseele, dar la tot o altă calitate. De fapt, acest lucru și-au dorit de vechi, acest lucru doresc și eu și de acum încolo vom veni și cu alte etape calitative, așa că încât serviciile să fie de cât mai bună calitate. Orarele se respectă, vom încerca să reducem timpul de așteptare, să creăm și alte trasee în funcție de solicitările cetățenilor. Am văzut că șoferii sunt îmbrăcați la costum, frumos. Așa trebuie. Șoferii sunt îmbrăcați la costum, cravată, cămașă, nu se mai ascultă manele, se ascultă doar un post de radio local, pentru că așa este normal. Trebuie să ne dăm dovadă și de un patriotism local, avem un singur post de radio în Deva și acel post se va asculta. Și muzică și știri locale. Șoferii, am avut azi noapte prima operativă cu ei, au obligația să fie civilizați, să conforme civilizat și cred că cetățenii vor fi mulțumiți. Sunt și alte autobute? Sunt la operatori? Deci, nu am mai discutat cu niciun alt operator. Dacă mai avem nevoie de alte autobuze, de la Timișoara vom aduce mai multe autobuze. Atâtea autobuze cât este necesar, așa până încât transportul să fie la cea mai înaltă calitate. Șoferii sunt angajați ai firmei de transport a municipiului? Exact. Șoferii, toți șoferii sunt angajați ai societății de transport public local. Prețul biletului va rămâne la fel. Că 1,95. Pentru că am văzut 1,93. Perfect. Deci va rămâne la fel. Nu o știu.